În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. S-a atins de mine cineva pentru că am simțit o putere care a ieșit din mine. Iubiți credincioși, duminica de astăzi, o duminică dublată și de sărbătoarea soborului Sfinților Arhanghel Mihail, Gabriel și Rafael și a tuturor puterilor cerești, este o duminică deosebită prin faptul că ne aduce și pericopa Evangheliei duminicea 24-a, în numărătoarea după Rusalii, și ne aduce și Evanghelia Sfinților Arhangheli. Niciodată nu m-am gândit că se poate explica o Evanghelie dintr-o pericopă printr-alta, pentru că așa cred că a rânduit Bunul Dumnezeu să înțelegem învierea fiicei lui Iair prin praznicul Sfinților Arhangheli, când Mântuitorul le spune ucenicilor: nu vă bucurați că vi se pleacă duhurile, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Iubiți credincioși, Sfinții Părinți au rânduit pentru astăzi, duminica a 24-a după Rusalii, a ne prezenta un episod din viață. Nu o pericopă, nu o parabolă, nu un cuvânt de învățătură a Mântuitorului, ci un eveniment efectiv. Și anume, Mântuitorul, mergând înconjurat de 70 de ucenici prin Țara Sfântă, la un moment dat s-a făcut înghesuială mare, așa cum de altminteri se face atunci când se mișcă Duhul dintr-o parte într-alta, și o femeie din popor, spune Sfântul Evanghelist Luca, care de 12 ani avea curgere de sânge și își cheltuise toată averea sa pe la doctor și de către niciunul nu putea fi vindecată, s-a apropiat de poala hainei Mântuitorului, s-a atins de ea și s-a vindecat pe dată. Și Mântuitorul s-a întors și a zis: cine este acela care s-a atins de mine? Acum imaginați-vă că și dumneavoastră v-ați întoarce la cineva, biserica fiind plină, și să-l văd care te împinge în mine. Sfântul Apostol Petru, care fiind cel mai mare, avea și dreptul de a îi da o replică, să spunem așa, i-a spus: învățătorule, lumea te îmbulzește și tu întrebi cine s-a atins de mine. Zice: nu, nu, s-a atins cineva de mine, căci am simțit o putere care a ieșit din mine. Și atunci, spune Sfântul Evanghelist, femeia, văzând că s-a dat pe față neputința ei, a recunoscut de față cu toți de ce s-a atins și cum că s-a vindecat chiar în clipa aceea. Dar, înainte de toate, această mulțime mergea către casa lui Iair, mai marele sinagogii. Pentru că Iair avea o fată de 12 ani care era bolnavă pe moarte și l-a rugat pe Mântuitorul să vină să o vindece. Și Mântuitorul, în drum spre casa lui Iair, iată că a adunat mulțime multă. Dar după ce femeia și-a recunoscut faptul că ea s-a atins de poalele Mântuitorului, a venit un slujitor la Iair și a zis: nu mai supăra pe învățătorul pentru că fetița ta a murit. Și n-a mai avut timp să ia vreo decizie Iair, pentru că Mântuitorul, de față fiind, i-a spus: nu, nu, n-a murit. Și a mers mai departe. Când a ajuns în casa lui Iair, a văzut pe toată lumea plângând, i-a dat afară pe toți și a lăsat numai pe Petru, pe Iacov, pe Ioan și pe tatăl, adică pe Iair și pe mama copilei. Și le-a spus: n-a murit, ci doarme. Bineînțeles că cei care știau că murise l-au luat puțin în râs, au crezut că îi se pare, probabil o fi crezut că nu e toate mințile. Și atunci el, rămânând numai cu fetița și cu cei cinci, a spus: fetiță, ție spun, trezește-te. Și s-a trezit și a dat-o părinților și i-au spus să-i dea să mănânce. Știți că după ce un bolnav trece printr-o suferință, primul semn că este sănătos, primul semn că este spre bine, este pofta de mâncare.
Și atunci i-a dat-o să mănânce. Apoi aflăm tot în această duminică faptul că Mântuitorul, înconjurat tot așa de apostoli, au venit cei 70 la el cu bucurie mare, îi trimisese într-o misiune de probă. Le dăduse putere multă ca să calce peste șerpi și peste scorpii și s-au apropiat ucenicii spunând: Învățătorule, ni se pleacă duhurile. Și atunci Mântuitorul le-a spus: nu vă bucurați că se pleacă duhurile, ci bucurați-vă că numele voastre a fost scris în ceruri, pentru că am văzut pe Satana ca fulgerul căzând din cer. Iubiți credincioși, iată acum cele două aspecte ale zilei de astăzi și m-am gândit să dezvolt o temă pe care chiar, iată, câte 20 de ani tot ne străduim să mai scoatem câte ceva și tot în teascul ăsta mai rămâne câte ceva. Și anume, m-am gândit să vorbesc puțin despre cum ne apropiem de Dumnezeu. Pentru că de Dumnezeu ne apropiem noi, spunem în fiecare zi. Cel puțin aici la biserică ne înghesuim, atunci când ne ducem prin pelerinaje, așteptăm ore în șir ca să ne apropiem de ce? Nu de niște oase, fraților. Ne apropiem de Dumnezeu. E clar că avem credința că atunci când atingem sfinte moaște, îl atingem pe Dumnezeu. Dar să vedem, toți ne atingem de Dumnezeu direct sau numai facem parte din masa aceea de manevră care se adună pe lângă biserică sau pe lângă sfinte moaște? Câți dintre noi n-am fost la, măcar o dată în viață, la sfinte moaște și am stat ore în șir acolo la coadă? Și mi-aduc aminte foarte, foarte cu drag și trebuie să vă spun că într-un an când era la Sfântul Dimitrie și noi eram studenți, erau sfintele moaște, un profesor de Noul Testament, părintele Coman, ne-a spus că proaspăt fiind numit chiar la Sfinții Arhangheli, probabil că de asta mi-a trimis Dumnezeu gândul, la Sfinții Voievozi de lângă gară, zice, eram proaspăt paroh acolo, proaspăt profesor la facultate și am văzut o enoriașă de-a mea la poalele Patriarhiei, la dealul Patriarhiei. Și când m-am uitat, mă duceam în tură ca să schimb acolo, să stea la cordon, să îndrume enoriașii. Și când am văzut eu că tot dealul era plin, mi-am făcut socoteala, cred că durează vreo 36 de ore până ajunge mamaia asta de mie enoriașă. Și am luat-o de mână. Și a zis, hai mamaie cu mine, că am intrat acum de rând și mergem să sărutăm moaștele. Și la care biata femeie și-a tras mâna, zice, nu, părinte. Zice, era să zic piei Satano. Nu mă iers, părinte, dar zice, cum adică să-mi iei mie bucuria asta? Păi eu ce mai fac? Un an de zile m-am gândit cât o să mă plouă aici și cât o să mă bată vântul. Cum să-mi iei bucuria asta? Asta înseamnă să aștepți să te atingi de Dumnezeu. Nu îmbulzeala. Un om când știe ce vrea și își promite de acasă că va fi cu răbdare, când se așează la un rând de genul acesta, cu siguranță că ispita e foarte mare. Vezi autocare venind care intră direct în față, deschid ușa și chiar lângă raclă, știi, ca să treacă de la ușa din față la ușa din spate și să sărute moaștere așa pe scurt circuit, imediat intervine Duhul judecății. Dar de ce au venit ăștia? Ce ei nu puteau să stea la coadă? Fraților, în momentul în care a intervenit Duhul judecății, Dumnezeu a plecat de acolo. A plecat pur și simplu. Adică s-a depărtat. Deși toți îl îmbulzesc, el nu mai este acolo sau nimeni nu poate să se atingă de Mântuitorul. Așa cum din toată gloata aceea, numai una singură, femeia care avea scurge de sânge de 12 ani, s-a putut atinge de Mântuitorul, deși toți îl atingeau. Așa se întâmplă. Să nu credem că ceea ce se vede este neapărat ceea ce simțim și noi. Vă mai aduceți aminte de cel care vine la biserică și era cam ponosit îmbrăcat? Și acum câțiva enoriași, așa cu duhul ăsta al judecării celuilalt, s-au dus la părinte și zice, părinte, nu te supăra pe noi, dar știți, noi am dat ceva bani pentru să se mai curețe covoarele pe la noi,
știți, avem și noi așa un statut, suntem îmbrăcați bine, dar uite, a venit unul, nu știu cum îl cheamă, a apărut de vreo două săptămâni. N-ai putea, mata, să-i spui să se uite puțin în stânga, în dreapta, să se îmbrace și el la fel ca noi? Că zice, vine, chiar prea ponosit. Și acum l-a miruit, bineînțeles că l-a luat părintele puțin în pene, băi, uite așa, așa, te-a uitat și m-a tapă în stânga, în dreapta, a bătut șaua. Păi, dar de ce? Zice, uite, ca să fii și mata ca noi, că, vezi, noi suntem mai îngrijit îmbrăcați. Dar de ce? Zice, eu mă apropii de Dumnezeu și așa. Și stai de vorbă cu Dumnezeu? Da, stau de vorbă cu Dumnezeu. Băi, uite, la prima discuție a matale cu Dumnezeu, îl întrebi pe Dumnezeu și spui, Doamne, cum trebuie să mă duc eu îmbrăcat la biserica asta la care mă duc? Și zice, data viitoare vii și îmi spui. Bineînțeles că duminica viitoare, la fel îmbrăcat. Și l-a întrebat părintele, bă, până la urmă te-ai întâlnit cu Dumnezeu, ai vorbit cu El? Da. Și ți-a răspuns? Bineînțeles că mi-a răspuns. Dar ce ți-a răspuns? M-a întrebat la care biserică mă duc și i-am zis. Și ce a zis? N-a fost niciodată nici pe acolo. Iubiți credincioși, să nu ne amăgim, să credem că dacă sunt gloate multe, e și Dumnezeu în mijloc. Trebuie să avem, nu smerenie, ci realism. Toți vrem să ne atingem de Dumnezeu, dar cum ne atingem de Dumnezeu, să știți că este un lucru mare. Ne atingem de Dumnezeu numai în măsura în care înțelegem ce este viața. Și ca să vedem cum ne atingem de Dumnezeu, trebuie să ne uităm puțin mai departe, de la fiica lui Iair până la văduva aceea, femeia cu scurgere de sânge, și apoi să ne uităm la ceea ce i-a învățat cu bucurie Mântuitorul pe ucenici, spunându-le, nu vă bucurați că se pleacă duhurile, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Atunci când am vrut să mă apropii de Dumnezeu, l-am rugat să înțeleg anumite lucruri și am perceput până la urmă că nu trebuie să le înțeleg, ci trebuie să le iau așa cum sunt. Și mi-a dat Dumnezeu din toată biblioteca Sfinților Părinți să citesc, pentru că nu poți să citești pe toți Sfinții Părinți așa repede, repede și să-ți mai și rămână ceva. Și mi-a deschis un fragment de la Sfântul Antonie cel Mare, în care Sfântul Antonie l-a rugat pe Dumnezeu câțiva ani buni la rând să-i descopere, pentru că îl întreba lumea, de ce ia Dumnezeu pe cei nevinovați, de ce ia Dumnezeu pe copii și de ce face acest lucru care, din punct de vedere omenesc, este ilogic și nedrept. Și după ce l-a lăsat Dumnezeu și nu i-a răspuns la întrebare multă vreme, i-a răspuns într-o zi la o rugăciune foarte franc și foarte simplu și senin. A spus, Antonie, treburile tale sunt altele. Asta este treaba mea. Trebuie să învățăm un lucru. Dacă încercăm să înțelegem ceva, ne pierdem vremea. Ne consumăm energie pe care nimeni nu ne mai poate da înapoi. Pentru că dacă suntem atenți, nu pentru înțelegere este dată viața aceasta. Cum puteți înțelege răutatea celui de lângă dumneavoastră? Cum puteți să înțelegeți invidia care nu are nicio logică? Nu trebuie înțeleasă. Trebuie luată așa cum a venit. Și pentru că și eu am fost ispitit cu această întrebare, de ce ia Dumnezeu pe unii sau pe alții, de ce îi lasă pe cei mai nemernici, din punctul nostru de vedere, să meargă mai departe și chiar să le meargă mult mai bine, și am primit și eu un răspuns. Acum nu vă pot spune dacă a fost un răspuns așa într-o legătură directă cu Dumnezeu, că nu sunt eu al mai ponosit ca să se îndrepte Dumnezeu cu privirea către mine, să-mi spună care e treaba. Ci am primit în minte următorul lucru, gândindu-mă la moarte și la viață și la fiica lui Iair. V-am spus ani de zile cam cum văd eu situația, ce însemna acea scurgere de sânge care avea exact vârsta fetiței și cum că perioada în care femeia este îndrumată de către biserică să aibă o stare de smerenie, se datorează faptului că din punctul de vedere fiziologic pe care eu l-am gândit să vi-l propun, este acela că orice perioadă de aceasta înseamnă nici mai mult și mai puțin decât ratarea unei sarcini.
Și biata femeie ratase atâtea sarcini câtă vârstă avea fetița lui Iair. Și m-am gândit ce este moartea și mi-am răspuns. Moartea este parte din viață. Unde sunt fetele mele de acum 15-20 de ani, când le duceam la grădiniță? Mai sunt ele? Nu mai sunt. Au murit într-un fel. Dar de ce nu m-am întristat? Pentru că așa trebuie înțeleasă viața. Nu cu tristețe, ci cu bucurie. A, o să ziceți bucurie de nebun. Păi, dar nu ne așteaptă Hristos să fim nebuni pentru Hristos? Dacă vreți, una dintre explicațiile pe care noi trebuie să ni le dăm, pentru că trebuie să fim pregătiți pentru toate, sunt acestea. Dar nu zic de copii, că poate e dur și vorbesc despre altcineva. Nu, despre mine. Unde sunt eu de acum 40 și ceva de ani? Că iată, fac 51 mai încolo. Unde sunt eu? Mai sunt? Nu, am murit într-un fel. Și dacă am murit într-un fel, de ce nu pot să înțeleg că peste câțiva ani o să mor în alt fel? Dacă începem să luăm lucrurile așa cum vi le spun, eu le-am trăit și mi-am dat seama că așa este. Nu putem să înțelegem viața dacă nu trecem prin această moarte. Și nu vreau să credeți că vă vorbesc despre lucruri sumbre. Nu, moartea nu este un lucru sumbru. Este prezentată greșit în tonuri negre. Viața este o realitate, după cum și moartea este o realitate. Eu cel de astăzi nu o să mai fiu mâine. Eu cel de anul următor, când o să vă vorbesc despre învierea fiicei lui Iair, nu o să mai fiu cel de astăzi. O să mă pregătesc pentru 52 de ani, dacă mi-a ajutat Dumnezeu. Eu cel de astăzi vă vorbesc cu bucuria că numele meu a fost scris în cer. Pentru că astăzi îmi botez nepoata. Și o să ziceți, bine, bine, dar pe ma tate știam că ai fost socru mic anul trecut, deci numele matale, nu l-ai fi păcălit pe genitul ca să-ți ia numele? Nu. A scrie Dumnezeu numele în cartea vieții nu înseamnă să scrie moșteanul Popescu Ionescu. Trebuie să scrie în gena urmașilor pe care îi lăsăm. Și dacă nu avem copii, suntem pierduți? Nu. Avem ucenici. Avem oameni care ne-au audiat. Avem oameni care au învățat ceva de la noi. Așa ne-am scris numele în cartea vieții. Și Dumnezeu ne zice clar să nu ne bucurăm, să zicem așa pe românește, de aiureli, că ni se pleacă duhurile, că ne ascultă oamenii, că se îmbulzesc popoarele. Nu! Astea nu sunt bucurii. Astea sunt niște realități și ele. Trebuie să ținem la ele în măsura în care nu ni se urcă la cap. Dar adevăratul lucru este scrierea numelui în cer. Primul cer în care ne scriem numele este ADN-ul urmașilor. Mi-aduc aminte că acum un an și vreo 4 luni vă spuneam la anunta fetei mele cele mari, care acum m-a făcut bunic, că în rugăciunea de la cununie mi-am binecuvântat nepoții și nepoatele. Pentru că am binecuvântat pe cei care vor ieși neamurile, mlădițele care ies din tinerii care erau de față. Și iată că Dumnezeu mi-a dat, ca să nu uit acest lucru, mi-a dat așa mai repejor, ca să fiu bunic, să vă spun și dumneavoastră cum este. Fraților, am judecat pe cei de la care așteptam să-mi spună cum e să fie bunic, și acum trebuie să mă mărturisesc. Nici eu nu pot să fac mare lucru. Am crezut că dacă o să fiu, o să pot povesti multe. Vă pot povesti, dar încă nu pot povesti esența lucrurilor. V-am spus despre siguranța pe care mi-a dat-o această nepoată. V-am povestit despre motivația pe care o am în plus, dar nu vă pot povesti ce înseamnă fiecare zi în care se schimbă și fiecare zi în care moare și înviază. Așa am înțeles ce este viața și de atunci nu mă mai sperii de moarte, pentru că nu poate nimeni să mă omoare. Eu deja am pornit și dacă am pornit-o spre cer, nu e cazul să intrăm în panică sub niciun fel. Viața este o realitate.
și trece din etapă în etapă. De aceea, rog pe Bunul Dumnezeu în fața dumneavoastră ca de la fiica lui Iair să învățăm despre copilul din sufletul nostru. S-a îmbolnăvit cu vreo patimă sau cu vreun gând și a murit. Acum să nu te credeți că moartea este numai așa cu mâna pe piept. Nu, nu. Moartea este de foarte multe feluri. De cele mai multe ori nu o băgăm în seamă. Când îl vezi pe unul așa pe stradă și el nu mai știe nici pe ce lume trăiește, că cine știe ce fumuri a luat sau ce a prizat și așa mai departe, îl mai puteți numi că este un om viu? Foarte greu. A, poți să-l numești vegetativ că trăiește sau chiar dacă ia cineva analize, chiar probabil că are inima mai bună ca a mea, pancreasul cu siguranță l-are mai bun, dar nu poți să zici că e chiar viu. Atunci ce e mort? Păi nu e mort pentru că mișcă. Dar Dumnezeu ne arată din când în când că moartea este și într-o altă formă, adică despărțirea sufletului de trup. Noi trebuie să ne luptăm să fim vii tot timpul, să avem dorința de a rămâne vii. Dorința de a rămâne viu înseamnă dorința de a-L atinge pe Mântuitorul. Și atunci când ne închinăm să nu mai simțim în stânga sau în dreapta că ne îngheoldește cineva, ci pur și simplu să simțim că am atins poala hainei Mântuitorului. Pentru că întotdeauna Mântuitorul se întoarce și întreabă mulțimile: cine s-a atins de mine? Că am aflat și am simțit o putere care a ieșit din mine. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu să constatăm că despre atingerea noastră Dumnezeu spune că a ieșit o putere din El. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.